spune Evanghelia de astăzi, în esența iubirii divine și a dragostei de Dumnezeu și a lepădării noastre totale față de lume și apropierii totale față de Dumnezeu, că cel ce iubește mai mult pe mamă sau pe tată nu este vrednic de mine. Nu întâmplător această Evanghelie are astăzi ca fundament Duminica tuturor Sfinților. Ce înseamnă Duminica tuturor Sfinților în conceptul ortodox sau în mentalitatea noastră ortodoxă de credincioși sau ce înțelegem noi prin această sărbătoare? În primul și în primul rând, trebuie să știți că cuvântul Sfânt înseamnă om eliberat de patim sau păcate și unit total cu Dumnezeu. Prin minte, privind dogma, prin suflet, privind trăirea și credința, și prin inimă, privind rugăciunea sau unitatea cu Duhul Sfânt. Pentru că inima este casa sufletului. De ce țin să amintesc lucrul acesta? Pentru că în epoca în care noi astăzi trăim, secolul 21, Sfințenia este confundată cu foarte multe elemente și cu foarte multe metode și exerciții prin care omul caută să fie unul deasupra celuilalt, dar Apostolul Pavel vine și spune: cine nu merge după regulile jocului și cine nu luptă după legile jocului, nu se încununează. Și deci, în concluzie, trebuie să înțelegem că avem două categorii mari de sfinți. Sfinții declarați ai bisericii, pe care îi găsim în sinaxare, martirologii și în calendarul creștin-ortodox, recunoscuți de biserică, de popor și de turma dreptmăritoare a creștinilor, pe care îi venerăm în acatistele și rugăciunile noastre, și sfinții necunoscuți ai bisericii, care se prăznuiesc astăzi, fiecare după numele lor, cunoscut sau necunoscut, pentru că, repet, cum am spus de mii de ori și cred că de sute de ori, în fiecare cimitir ortodox există bunici sfinți, mame sfinte, copii sfinți, bătrâni sfinți, tineri sfinți, ostași sfinți, martiri sfinți, oameni care au luptat pentru dreapta credință. Oameni care au luptat, spune nectenia de la Sfintele Daruri, pentru demnitatea națională, nu pentru demnitatea națională, au luptat pentru crucea lui Hristos. La toate monumentele istorice pe care noi le vedem ridicate în cinstea eroilor, găsim altar și sfântă masă. La toate monumentele eroilor găsim sfânta și dumnezeiasca cruce. Crucea este arma creștinătății, sceptrul împăraților credincioși, ușa tainelor și este piatra de poticnire a diavolilor. Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că să cutremură și nu cutează căuta la puterea ei, căci moartea a surpat și morții a spălat. De aceea ne închinăm în gropării și în vierii tale. De ce spun lucrul acesta? Pentru că aceste două categorii de sfinți le cunoaște Biserica și le recunoaște. Și mai există o a treia categorie de sfinți, născuți, ca să spunem așa, din mentalitatea populară, și acești sfinți în prima categorie intră vrăjitorii, unde merg oamenii disperați să rezolve problemele în pripă, ghicitoarele, vrăjitoarele, cei care lucrează cu toate magiile, așa cum spuneți dumneavoastră, păi da, avea și cruce, am văzut și icoană cu Maica Domnului, mi-a dat aghiazmă, probabil o sfințise vrăjitorul. Și de ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că aceasta este o altă categorie de sfinți și alături de ei se adaugă și categoria sfinților tămăduitori din categoria a treia. Adică bioenergoterapeuții,
cristalul terapeuții, cei cu yoga, cei cu reiki, cei cu radiestezia, cei cu bioenergia, deci altă categorie de sfinți care vin să vă rezolve problemele dumneavoastră afară de puterea Sfântului Maslu, care este a doctorilor fără de arginți recunoscuți de biserică. Pantelimon, Iermolae, Samson, Chir, Ioan, Moche, Deomid, Anechit, deci toți sfinții care au fost recunoscuți în Sinaxar ca fiind făcători și tămăduitori ale bolilor omenești. De ce am încercat să vă amintesc lucrul acesta? Noi avem ce vorbi azi mult, dar trebuie să plecăm de la elementul sfințenie. Cum poate un om să ajungă sfânt? Este prima întrebare care și-o pune orice creștin. Prima întrebare la care trebuie să răspundă biserica este aceasta. Sfântul trebuie să fie în comuniune directă cu Hristos. Deci acesta este primul semn că un om este pe calea sfințeniei. Și Hristos a spus, eu sunt adevărul, calea și viața. Și Hristos a spus, cel ce vine prin mine ajunge la Tatăl. Deci eu sunt ușa oilor. În momentul în care pornești pe calea ce duce la Hristos, trebuie să înveți două lucruri. Dacă luăm fericirile, vom găsi o categorie de sfinți, fericiți cei blânzi. Și am avut oameni blânzi. Am avut blândețea lui Iov, blândețea lui David, am avut blândețea lui Moise, bunătatea celor care au știut să iubească pe Dumnezeu, bunătatea patriarhului Avram, care a hrănit pe Sfânta Treime la Mamre. Deci am avut suficiente modele de oameni sfinți pe care să ne luăm. Dacă îi luăm pe cei curați cu inima, întreaga filocalie de la 1 la 12 este pleiada și cărarea bătătorită a tuturor sfinților care ne-au dat nouă modele de desăvârșire în Hristos prin rugăciunea cea curată a inimii sau rugăciunea lui Iisus, despre care unii din noi habar n-avem ce înseamnă. Nu spun aceasta în formă de reproș. Ci nimeni nu știe că rugăciunea nu se cheamă mecanism, că rugăciunea nu se cheamă exercițiu, că rugăciunea nu se cheamă meditație, că rugăciunea nu se cheamă levitație, că rugăciunea este un dar de la Dumnezeu. Deci omul care a dobândit darul lacrimilor l-a primit pe Dumnezeu. Și cum știu eu Sfântul care plânge cu lacrimi adevărate? El plânge numai în ascuns. Cum cunosc pe fariseii cei fățarnici despre care spune Scriptura că stau prin piețe și își smolesc fețele sau poartă stafilactia lungă, cum se spunea la vremea iudeilor, la cămășile alea care le purtau în căldura Ierusalimului, rugându-se prin piețe de ochii oamenilor. Sunt acei creștini făloși care cred că prin vestimentația decentă sau prin vestimentația sobră sau cernită l-au cucerit pe Dumnezeu. Nici pe de departe. Înaintea lui Dumnezeu, fie că te rogi îmbrăcat din cap până în picioare în negru, sau îmbrăcat din cap până în picioare în roza, ca să folosim culoarea cea mai țipătoare, înaintea lui Dumnezeu contează inima și nu haina. Dar, în decența și în bunăcuvința sfinților, intră și ceea ce numim noi exteriorul omului care dă dovada interiorului. Un om decent nu se îmbracă în culori țipătoare. Un om credincios nu se schimonosește peste măsură. Și când folosim termenul peste măsură, ați văzut că este acum o modă să pari mai interesant ca celălalt. Cu părul roz, cu părul verde, cu părul albastru, cu cercei în nas, cu verigi în bot, pe la urechi. Deci, acestea sunt ieșiri din comun. Că porți o haină decentă și frumoasă, că porți un fard al bătrâneții și îl împodobești în așa natură ca la serviciu să nu se sperie aia de tine când stai la birou, aia e cu totul altceva. Acasă te-ai spălat, ți-ai tras basmaua în cap, ai luat psaltirea și ceaslovul și ai trecut la rugăciune, la educarea copiilor, la grijirea de familie, la lucrările care țin de intimitatea numită familie. Și această sfințenie poate fi explicată prin două lucruri. Și n-am să încerc să vă dau explicațiuni filozofice, ci practice și simple. Un sfânt al pustiei, care se credea foarte înalt trăitor,
A zis, Doamne, dă-mi măsura puterii mele. Și a spus, da, să mergi în Constantinopol, că acolo am noier. Și ai să vezi că te-a depășit de mult. Și când a ajuns în Constantinopol la oier, a găsit un om care avea 10 oițe, o casă cu 4 copii, o femeie decentă și cu mult bun simț. Și a zis, tu ești oierul cu tare? Da, eu sunt. Cu ce plași tu lui Dumnezeu? Mai cu nimic, cu vioase, cu nimic. Păi totuși Dumnezeu te-a ales pe tine și mi-a vestit că ești om cu trăire aleasă. Eu nu știu ce înseamnă aceea om cu trăire aleasă sau sfințenie înaltă, dar știu un singur lucru, că nu fac rău nimănui. Deci iată o măsură a sfințeniei. Dar altceva ce mai faci? Mai fac un lucru. Avem 3 oițe. Din tot ce câștig de pe ele, împart în 3. O parte o folosim noi, familia. O parte o dăm la biserică. Adică își dădea, mă rog, acolo, darul. Iar dintr-o altă parte hrănim săracii și necăjiții pe care considerăm noi că sunt de fapt icoana lui Hristos. Și altceva ce mai faci? Păi zice, de când s-au născut cei 4 copii ai noștri, auzind noi că prin munți și peșteri și pustietăți trăiesc acele ființe divine numite călugări, care vor curățenia, rugăciunea, evlavia și înălțarea, ne-am hotărât și noi să trăim în această taină, dar de comun acord și ziua lucrăm deolaltă ca lumea să nu știe ce facem noi, iar seara ne culcăm deoseb fiecare în așternutul lui și punem câte o pătură groasă de lână ca trupul să nu simtă moleșala poftei și a păcatului, ca atunci când se face miezul nopții să ne putem trezi și să zicem câte o rugăciune. Și începem de la straja a doua cocoșilor până către ziua să priveghem așa cum se face în pustie. Și a rămas foarte mirat pustnicul de această lucrare în mijlocul lumii, cum spune și în acatistul Maicii Domnului. Bucură-te ceea ce tăinuiești pe cei aleși în mijlocul lumii. Deci când a spus la stejarul Mamvrii Sfântul, Îngerul din Sfânta Treime, că nici pentru 5 drepți nu voi pierde cetatea, ei, iată și această cetate a Iașului, în aceste cartiere nenumărate și blocuri și străzi nenumărate, bănuiesc că în fiecare ungher de bloc sau în fiecare cartier uitat sau mai central sau mai ultramodern, trebuie să existe câte o cenușăreasă din aceasta sau câte un smerit din acesta care în intimitatea lui pune mâna și se roagă sau postește sau se închină sau se înfrânează sau trăiește în feciorie sau trăiește în curăție ca să fie păzită cetatea de mânia lui Dumnezeu și de fără de legile noastre. Un alt sfânt al pustiei s-a gândit că dacă nevoințele pe care le încearcă el sunt pe măsura care i-ar plăcea lui Dumnezeu. Și i-a spus Dumnezeu așa, Zosima, du-te în pustie ca să vezi pe vasul alegerii. Și când a ajuns în străfundul pustiei, a văzut o femeie goală, uscată de vânt și de frig și de arșița soarelui, învelită într-o cârpă aproape goală, care i-a strigat de departe, aruncă-mi ceva să mă îmbrac, că sunt parte femeiască și nu se cuvine să stau în fața ta dezgolită. Și aruncându-i rasa, a constatat din discuții că era Maria Egipteanca, care stătuse 45 de ani în pustie și i-a spus, vino la anul să mă împărtășești pe vremea aceasta, iar când a venit ca să o împărtășească și a început rugăciunea, repet, Dumnezeu a înălțat-o de la pământ, n-a levitat-o. A înălțat-o în dar, încât nu mai atingea pământul cu rugăciunea. Și s-a mirat Zosima de trăirea cea necunoscută, nu a celor care se repet la sfintele taine cu ură, cu ținerea mintea răului, cu procese, cu dușmănii, cu răutăți, cu moșii, cu orgolii, cu pismă, cu invidie, cu clevetire, cu bârfă, cu răutate, cu răzbunare, cu ținerea mintea răului, cu neiertarea, cu mândria, cu atingerea de sine, cu înfumurarea și cu tot ce vreți.
Vedeți că sunt de subțiri oamenii, sunt uneori mai subțiri ca fumul. Deci nu știi cum să-l abordezi ca să nu superi. Nu știi ce să-i spui ca să nu se deranjeze. Și mai folosesc uneori și acest termen, neavând altă metodă de îndreptare și le spun așa. Știți, părinte, asta nu pot face, asta nu vreau, asta nu-mi convine, asta sunt bolnav, asta nu mi se potrivește, asta nu sunt învățat. Și bineînțeles că cele 100 de explicații sunt ca și în chestionarul de conducere, de la A până la D. Și atunci îi spun un cuvânt simplu, dragă. Hristos, când a venit pe cruce, s-a hotărât să nu schimbe ortodoxia după moftul fiecăruia. Dacă vreți să faceți ce v-am spus, e bine, iar dacă nu, Doamne ajută. De ce lucrul acesta? În felul în care oamenii se rușinează să-L mărturisească pe Hristos înaintea lumii, și ce mărturisire avem noi? Mai avem martirologiile romii să ne mănânce fiarele, capetele și să rămână grămezi de oase? Niciodată. Mai avem noi execuții la zid ca în vremea lui Stalin? Niciodată. Mai avem noi torturi în temnițele foste comuniste? Niciodată. Cea mai mare tortură pentru creștini e glasul clopotului. Cea mai mare tortură pentru creștini e rugăciunea de dimineață. Cea mai mare tortură pentru creștini este rugăciunea de seară. Cea mai mare tortură pentru creștini e postul de miercurea și vinerea. Cea mai mare tortură pentru creștini sunt posturile de peste an. Cea mai mare tortură e prezența la Sfânta Liturghie. Oh, iar să mă duc la liturghie, dar ce în toată duminica? Nu, drag, în toată ziua facem, poți veni. Acestea sunt torturile creștinilor ortodoxi de astăzi pe care nu vor să le suporte. Nici de cum să le mai smulgi unghiile, să le mai scoți carnea cu unghii de fer, să-i mai pui în căldările cu smoală, să-i jupești de vii, citiți sinaxarele și vețile de sfinți, să-i mai pui în gropile cu var, să-i mai sfârtești de vii sau să-i dai la gladiatori să-i ucidă cu sabia, nici vorbă. Deci se vede că Hristos, văzând neputința noastră, ne-a rânduit greutăți după prostia noastră și după slăbiciunea noastră. Păi cum poate Hristos să dea torturi unor oameni care sunt infatuați de cultura pe care au dobândit-o? Cum să mai dea Hristos torturi unor oameni care cunosc totul și au o cultură generală vastă? Cum poate Hristos să se mai compare cu oamenii care au ajuns la măsura filozofiei, la măsura îmbunătățită a studiilor înalte, fără de măsură, ați văzut de la academician în jos? Nu îndrăznește Hristos. Dar a spus așa, dacă voi vă veți rușina să mă mărturisiți înaintea oamenilor, și eu am să-mi iau buna cuvință și am să mă rușinez a vă mărturisi înaintea Tatălui meu și a Sfinților Îngeri. Și în ce constă această mărturisire înaintea Tatălui meu? Am auzit-o chiar astăzi și în timp ce se citea Evanghelia, chiar am atras atenția, vă rog să păstrați liniștea, că e o Evanghelie foarte adâncă. Și Mântuitorul s-a adresat apostolilor și le-a spus, bucurați-vă! Că atunci când Fiul va veni în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri să judece lumea, va pune 12 scaune, iar voi veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Iată care este măsura Sfântului. Are dreptul de a cere socoteală celui care n-a ajuns la măsura lui, dar nu cu răutate, ci cum spune Evanghelia. Cum aud judec și judecata mea este dreaptă, că nu fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Deci judecata este a Tatălui prin Fiul și judecata este a Fiului prin Tatăl. Simultan se interpătrund cele două voi și cele două firi, dar nu se amestecă. Și de ce spun că nu se amestecă? Ca să înțelegeți că în Evanghelie mai departe, Petru, nu știu dacă în Evanghelia de astăzi, când am fost concentrat de atent, dar este tot în Evanghelie, la Sfântul Evanghelist Ioan, mi se pare, spune așa, Doamne, dar noi dacă am urmat Ție, ce plată vom avea? Și la care Mântuitorul îi spune, Petre,
Să nu vă bucurați că scoateți demonii, că vindecați bolnavii, că izgoniți duhurile. Bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea vieții. Acum eu întreb din creștinii care sunt de față, credeți că este vreun creștin a cărui nume să nu fie scris în cartea vieții? Răspunsul vi-l dau eu, nu. Prin botez, toți suntem scriși în cartea vieții. Apostolii au luat Duh Sfânt prin gura Mântuitorului când a spus luați Duh Sfânt și ce veți lega, legat va fi, propovăduit și învățați toate neamurile botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, dar noi prin botez și prin mirungere am fost pecetuiți pe veșnicie în cartea vieții, de aceea și Evanghelia ne spune, voi sunteți butucul, eu sunt butucul, iar voi mlădițele. Numai mlădița care n-aduce roade să taie și să aruncă în foc, cum face grădinarul în ograda sa când curăță via primăvara după îngheț și după brumă. Ei, în taina Sfinților există și taina Harului. Și am să vă dau câteva repere în care o să spuneți, sau cum spune societatea modernă de azi, îi tânăr, lasă-l, nu-i priceput, lasă-l, lasă că încă e prea mic, lasă-l. Nu-l obliga să meargă la biserică, nu-i spăla creierul, lasă-l. Cel mai tânăr mucenic, cel mai tânăr mucenic al Bisericii Ortodoxe, are vârsta doar de 3 ani. Da, mirați-vă, știa Crezul și Tatăl nostru. Nici vorbă. Sfântul Chiric, fiul Sfintei Mucenițe Iulita, era în brațele mamei sale când împăratul păgân o chinuia pe mamă sa și încerca să-l atragă pe copil. Și îi spune împăratul copilului, uite, zice, îți scruți viața, te iau aici la palat, o să ai toate bunătățile, toate bogățiile. Și copilul mititel, cum era, l-a zgâriat pe împărat pe față, i-a băgat degetele în ochi și în clipa aceea împăratul nervos, Ichemonul, l-a luat și l-a izbit de perete și are sicrioașul cu moaștele întregi galbene ca ceara, în catacombele Romei. Ce spuneți de acest martor care va veni la înfricoșata judecată, în ceata Sfinților, și va spune copiilor de 3 ani, pe care dumneavoastră astăzi nu reușiți să-i învățați măcar îngerașul, sau nu reușiți măcar să-i învățați să se împărtășească, plâng și urlă când se împărtășesc de parcă tai porcul la Crăciun, și aceasta este rezultatul păcatelor părinților răsfrânte asupra fiilor, pentru că dacă părinții ar fi credincioși și copiii ar fi împărtășiți din pântece, de la zămislire și până la naștere, aceea ar crește dumnezeiește. Și atunci ce vor spune copiii de 3 ani la judecată când Sfântul Chiric va sta mărturie acetei acestor mucenici? Sfântul Tarsisus, care la 9 ani s-a dus cu Sfintele Taine și a luat cu ranga în cap, s-a culcat peste Sfinte până a venit generalul Radus și nu i-a spus, vai mă, doare, m-a lovit în cap, să ai grijă de Sfinte că e mare păcat. Și-a dus în temnița romană și-a împărtășit 3.000 de martiri. Părintele Cleopa o povestea asta la istorioarele de seară, când veneau credincioșii. Preotul Lucian s-a descoperit și a pus sfintele pe peptul lui în loc de altar, iar după o oră a rămas câteva căruțe de oase după ce au intrat lei și tigri flămânzi nemâncați câte 2-3 săptămâni și ucideau tot ce se chema creștin și măcinau lăsând numai capete și bucăți, iar creștinii le încărcau și le ascundeau în catacombe, că erau temelia bisericii. Arată-mi tu mie un creștin de astăzi care își dăruiește un deget bisericii. Arată-mi mie un creștin de astăzi care își dăruiește o mână bisericii. Arată-mi un creștin de azi care își scoate un ochi pentru Hristos. Nici vorbă. De ce spun lucrul acesta? Ca să vedeți ce însemnătate are Duminica tuturor Sfinților pentru noi cei de azi, care habar n-avem cine este cuvioasa Parascheva prea bine, sau Sfântul Gheorghe, cei care sunt în mijlocul nostru, sfinții populari și cunoscuți permanent. Și tot Mântuitorul Iisus Hristos a spus în Evanghelie, sfinții vor judeca lumea. Dar cum vor judeca? Fiecare în rândul cetei sale. Cuvioșii vor judeca pe cuvioși, cuvioasele pe cuvioase, că vor zice femeile, ei, noi suntem vase slabe.
O să vină Sfânta Teodora să vă arate ceva de lut tare a avut și a purtat întrânsa comorile mântuirii în munții Neamțului. O să vină cuvioasa Parascheva să vă arate ce vas de lut a purtat și a dus în ea comorile mântuirii în Epivata și Ierusalim, pe urmele Mariei Egipteanca. O să vină cuvioasa Tomaida și v-am mai spus parcă de ea odată, nu mai țin minte, dar e sfânta mea preferată în sensul că femeie măritată fiind și cum este modul astăzi, că ați văzut libertinajul acesta al incestului, chiar prin parlament se sloboade. Și socrusul văzând-o frumoasă, bărbatul fiind la serviciu, era la aratul câmpului, să curvească cu ea. Și Tomaida nu știa nimeni că în taină ea cu bărbatul suțin fecioria. S-a năpustit asupra ei. Ea opunându-se, acesta din mânie și furtuna care era, i-a dat cu barda în cap și a omorât-o. A tăiat-o apoi bucăți să o ascunde, să o îngroape. Și-a orbit în clipa aceea. Și umbla bâșbâind. Când s-a întors feciorusul de la lucru și a văzut ce a săvârșit tatăsul, s-a înspăimântat. Dar minunea n-a fost aici. Minunea a fost mai presus de fire, că glas de înger din cer cânta în jurul trupului omorât, iar la o mănăstire de cuvioși din pustiu s-auzea următorul lucru. Mergeți și aduceți la mănăstire pe vasul alegerii Duhului Sfânt, pe Tomaida. Și starețul de acolo, fiind un om îmbunătățit, spunea, dar e femeie, ce să caute în mănăstire de călugări? A fost și măritată. Și atunci glasul de înger spune din cer, de o veți aduce în mănăstirea voastră și va sta mărturie în această mănăstire pentru viața ei înaltă, pe care voi nici n-o cunoașteți, nici n-o știți și nici măcar făgăduind-o n-ați atins-o, toți călugării din această mănăstire se vor izbăvi de Duhul desfrânării. Știți ce înseamnă Duhul desfrânării? Aprinderea trupească, ca să nu vorbim limba păsărească. Și în clipa când au adus sfintele moaște în mănăstire, toți călugării care aveau vreun gând sau vreo ispită necurată sau vreo încercare, se rugau la mormântul sfintei și la moaștele și se izbăveau pe loc. Deci iată cum își alege Dumnezeu sfinții. Nu-i alege antropologic. Nu le caută dimensiunea oaselor, densitatea calciului carbon, nu le caută maxilarele sau culoarea părului, ci sfinții proslăvește Dumnezeu acolo unde voiește să se biruiască rânduiala firii. Ați văzut cum a fost găsit Sfântul Ioan Iacob Hozevitu? După ani de zile mort în 65 sau 66 sau 62, îngropat într-o peșteră din Ierusalim, îl visează un prieten al lui din tinerețe care îl vizitase la Neamț pe când era farmacist și îi spune să vii să mă vezi. Ăla s-a dus la Neamț și s-a interesat și a spus, dar nu mai este, Ioan e plecat de la noi, prin Ierusalim caută. Și atunci el s-a rugat și a zis, Doamne, dă-mi semn unde e Ioan. Și s-a arătat Ioan noaptea în vis și i-a spus, caută-mă în peșterile din pustiul Hozevei. Și când a ajuns la Hozev, a spus, o, dar Ioan e mort de 20 de ani, de 15 ani, cât era. Era de mult mort. Și în clipa aceea el spune, indiferent ce ar fi, îmi iau de la mine putere și vreau să mai văd măcar o dată osemintele. Și când au desfăcut capacul la sicriu, i-au găsit trupul neputrezit. Iată cum se proslăvesc sfinții. Iată care este voia lui Dumnezeu față de voia oamenilor. Degeaba ne cinstim noi între noi. Vai, soră, ce duhovnicească ești! Vai, ce părere de sine ai! Vai, ce încredere totală în figurile tale care le ai în cap! N-ai nicio sfințenie, nimic! Trebuie lepădare totală de prostia omenească. Sfinții au fost oameni de o decență incontestabilă, de o seriozitate cutremurătoare. Sfinții au fost oameni de o demnitate inegalabilă a minții, de a o percepe, nu de a o trăi. Sfinții au fost ca și noi, au transpirat, au băut, au mâncat, au dormit, au suferit, dar în numele lui Hristos cu adevărat. Deci n-au avut orgolii personale și interese personale. Deci sfinții nu s-au luptat după mărirea și slava lumii acesteia. Vai de mine, să am eu pantoful brodat sau să am brățara de la mână cu smaralde. De ce fac aceste lucruri ca să le înțelegeți?
Uneori noi credem că formalismul ortodox ne duce la sfințenie. Nu! Biserica ortodoxă trece printr-un formalism formativ. Trebuie la început să postești. Trebuie la început să te rogi, ca să înveți să te rogi, să te înveți să postești. Trebuie să te înveți să fii decent în biserică. Trebuie să te înveți să fii decent față de Dumnezeu, față de semeni. Dar trebuie în același timp să înveți să urci și o treaptă mai superioară. Că dacă rămâi la acest formalism, nu vezi raiul. Apostolul Pavel a spus, pe acestea se cădea să le faceți, dar pe cele înalte să nu le lăsați. Câte dintre băbuțele noastre prezente azi la liturghie sau dintre bărbații care sunt în biserică au fost vreodată preocupați în inima și în mintea lor de puterea rugăciunii lui Iisus? Câți au venit la spovedanie să spună, Părinte, n-am reușit să dobândesc rugăciunea lui Iisus. Mă simt jenat, vin de atâția ani la biserică și n-am avut acea simțire, acel compunct, o străpungere a inimii. Nu. Părinte, vreau să-mi vând mașina. Părinte, ajutați-mă că am o afacere. Părinte, vreau să mă însor copilul. Părinte, vreau să vând un pământ. Părinte, vreau să ies din niște datorii. Da, sunt lumești, sunt firești. E de datoria lui Dumnezeu să ne ajute să le rezolvăm. Să numesc sporul casei și ferirea de rene. Dar pe lângă toate acestea, biserica mai spune un lucru. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Un program frumos de spovedanie și împărtășanie, să fie lunar sau la 40 de zile sau la 3 săptămâni, dacă ești vădană, sporită și trecută de 60 de ani. Un program frumos de rugăciune și spune Teofan Zăvărut atât de frumos, nu luați pravile lungi și grele, nu luați pravile obositoare care să vă plictisească, ci luați pravile frumoase și scurte care să vă atragă ca să începeți a vă ruga înainte de vremea rugăciunii, nu să spui, vai, cinci ar trebui să mă rog. Nu, nici să nu fie ora de rugăciune și tu să fii în rugăciune. Că aceea înseamnă trezvia sufletului și a inimii. Aceea înseamnă înălțarea la Dumnezeu. Aceștia sunt sfinții pe care voi îi căutați. Mi-a plăcut de cineva care a spus, ha, am fost, zice, în Ierusalim și de acolo m-am lăsat puțin la Athos. Da, n-am găsit niciun valoros, așa, n-am găsit ceva, un sfânt care să mă... ceva, un personaj care să-mi atragă atenția. Da, dragă, era firesc. Credeți dumneavoastră vreodată când periplurile pe care le faceți cu autocarele din mănăstire în mănăstire sau din județ în județ sau din eparhie în eparhie vizitând monumente religioase sau mănăstiri de călugări sau de măicuțe sau meteorile sau Ierusalimul sau Atonul pentru bărbați, credeți că veți găsi vreodată sfinți cu etichetă? Vă, Ioane, hai să mă vezi pe mine cum zic rugăciunea lui Iisus. Fă, Marie, vină să mă vezi pe mine cum încurg lacrimile. Astea sunt impresii bolnave. Sfinții sunt de o smerenie incontestabilă. Poate cele mai neînsemnate babe pe care noi nu dăm doi bani după miros și după comportament sau după haină sau după gest sau după formă sau cum vreți voi să le luați, poate acolo stă sălășluit și ascuns Duhul Sfânt. Și de ce vă spun lucrul acesta? Am avut ocazia, și asta vă spun că e trăită de mine, să fiu într-o seară la spovedanie în postul mare, prin anul 96 sau 97, nu mi-aduc aminte exact, și să vină o bătrână la spovedit, dacă o mai fi trăit îngerul, o știe, dacă o fi murit, nu știu, că eu n-am mai văzut-o, era bătrână și atunci. Și ea îmi povestea de ale ei, dar se concentra să-mi explice cum face ea prescurile și cum merge zilnic la liturghie și cum l-a simțit ea pe Domnul. Dar eu nu eram atent la ce spunea ea, chiar nici nu mă interesa, adică o lăsam să se descarce, să se bucure, dar eram cu mintea la alte probleme. Și la un moment dat, mi-am ieșit așa cumva din papuș și am zis, bine, hai, spune tot ce ai de spus. Și de acum mă gândeam, zic, mai să zic Doamne Iisuse, dar mai făceam niște planuri prin cap. Și la un moment dat ea spune, zice, să știi că nu-i primită, Părinte, spovedania mea. Zic, dar de ce spui babă Ileană treaba asta? Păi, mata, nu mai ești atent la ce spun eu. Nu-i mai aud pe îngeri cum încântă la ureche Sfinte Dumnezeule. De acum te gândești la altceva, nu la ce spovedesc eu. Și am înghețat cu baba lângă scaun și am zis, ba da, sunt foarte atent, te rog, spunem totul până la gata. Și ce mi-a povestit după un timp?
Părinte, zice, de câte ori mă împărtășesc, împărtășania strălucește în lingurițe. Eu nu i-am spus nici că e sfântă, nici că nu e sfântă. Zic, ea ți s-o fi părut, zic, de la lumânare. Da, da, părinte, așa o fi. E posibil. Dar mi-am dat seama că ea avea o trăire depășită de trăirea normală. Și ce am descoperit în spovedania ei? De la 38 de ani, la 83 și 2 și 1 cât avea atunci, trăise cu soțul numai în curăție, după ce își făcuse două fete sau ce aveau ei, și nu lipsise de la Biserica Golia, din tinerețe, de când era ea parohie, că nu fusese mănăstire, și de acum, de când era deja făcută mănăstire, la nicio sfântă liturghie. Și făcea prescurt de 40 de ani. Ei, cum să nu răsplătească Dumnezeu așa o jertfă? Dar pentru așa o jertfă trebuie puțin efort, trebuie puțină voință, puțină transpirație, puțină plecare de genunchi, puțină smerenie. Acesta este condimentul care dă gust mântuirii, smerenia. E cel mai greu lucru pe care îl putem dobândi. Eu nu cred că există creștin care să nu fie deficient la capitolul smerenie. Și când spun lucrul acesta, nu mă refer la formalismul acesta exterior de a ne prosti noi și a ne arăta Sfințul, nu fac, vai, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Nu! Acestea nu sunt iertări, acestea sunt fariseisme, pietisme. Iertarea cu adevărat, cum spune cartea, și așa ar fi corect, să poți în toată vremea să te rogi pentru dușmanul tău sau cel ce-ți face rău. Dar asta e, e o transpirație și o muncă asiduă. Deci cu adevărat asiduă. Ei, aceștia sunt sfinții. M-am uitat azi dimineață la Universul Credinței în două minute cât am prins vremea, că îmi place bucățica asta. Și am auzit o vorbă înțeleaptă spusă de Mircea Vulcănescu, care fusese chinuit în temnițele comuniste și un mare trăitor din interior, un intelectual al românilor. Și a spus așa, întrebat fiind de azi deținuți, dacă nu vei mai trăi și vei muri, ce să lăsăm posterității? O singură vorbă. Să le spuneți să nu ne răzbune. Adică, vedeți, îi ucidea cu bună știință, îi chinuia regimul cu bună știință și îi ucidea sub lespezile comuniste, iar ei se rugau să nu, ca și Ștefan, arhidiacul, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Dacă ajungem la această măsură, atunci, cu adevărat, putem spune ce a spus Mântuitorul în Evanghelia de azi. Cel ce nu iubește pe mamă sau pe tată mai mult decât pe mine, este mie vrednic. Iar cel ce iubește mai mult pe mamă, pe tată, pe frate, pe soră, holde, copii, fii, fiice, soții, nu este vrednic de mine. Hristos nu-i fundamentalist și nu-i împotriva familiei. Dar familia este un act și un fapt biologic, social și real, dar sufletul este de factură divină și nemuritoare și are nevoie de iubirea totală a lui Dumnezeu. Cred că definiția corectă a lui Dumnezeu este iubire divină. De ce spun lucrul acesta? Vrea să-L iubești cu timp și fără timp, ca El să poată să lășlui în tine. Se simte gelos în clipa când iubești altceva mai presus decât pe El ca pe tine însuți. Deci ce frumos a spus. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și din toată inima ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Aici când e vorba de aproapele, în calitatea de aproapele intră tot Dumnezeu. Deci gândiți-vă că sfinții au trei elemente după care pot fi cunoscuți. Iubirea și mila, iertarea și bunătatea, curățenia și sfințenia. Amin.